Salut! Sunt Petru de la WellCode, iar în acest video îți voi vorbi despre cum să ai un loc de muncă foarte bine plătit și despre factorii care influențează salariul în cadrul unui loc de muncă. Înainte să încep să vorbesc despre locuri de muncă, vreau să faci un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți că brusc dispar toți medicii de pe planetă și mai rămâne un singur medic. Dar oamenii în continuare o să fie bolnavi. Și acum gândește-te cât de mult va plăti cineva ca să poată să fie tratat de acel medic. Cel mai probabil doar cei mai bogați oameni ai planetei o să aibă acces la serviciile lui și doar ei vor putea să fie sănătoși să primească tratament. Acum hai să ne gândim la opus. La un loc de muncă care este slab plătit. Un exemplu ar fi cel de casier, unde în câteva ore poți să înveți tot ce ai de făcut, trebuie doar să știi să marchezi codul de bare al produselor și să poți să dai restul. Nici nu mai trebuie să știi să calculezi cât rest trebuie să dai, pentru că casele moderne de marcat îți arată deja chestia asta. Și din cauza asta, pregătirea de care ai nevoie e foarte redusă. Și cum oamenii au nevoie să lucreze, sunt destul de mulți care acceptă și astfel de joburi. Și asta ne duce la conceptul de cerere și ofertă, pentru că tot timpul pe piață va fi o nevoie de niște oameni care să facă un anumit lucru și oamenii vor avea nevoie să lucreze undeva ca să poată să-și câștige pâine. Și acum tu tot timpul trebuie să fii atent la chestia asta, să te gândești unde te afli tu pe o axă. Poți să-ți imaginezi o axă în care în stânga sunt locurile de muncă foarte puțin specializate, unde în general oamenii caută să-și găsească de lucru, și în dreapta sunt locurile de muncă foarte specializate, acolo unde e nevoie să fii foarte bine specializat în ceva și sunt mai multe locuri de muncă care caută să angajeze oameni care sunt pricepuți la acel lucru, dar nu prea găsesc, de exemplu un programar. Acum că ai înțeles acest concept, e foarte important să te gândești unde te afli tu pe această axă. Dacă ești într-un loc în care ești foarte diferit, în care abilitățile tale sunt foarte valoroase și în care oamenii sunt dispuși să plătească pentru serviciile tale, sau dacă ești într-un punct în care tu ai nevoie să-ți găsești un loc de muncă. Și cred că tot timpul e important să tinzi cât mai mult înspre niște abilități care sunt foarte rare și care sunt foarte cerute. Și ca să ajungi în punctul ăla, evident că vei avea nevoie de foarte multă muncă. Acum că ai înțeles ideea de cerere și ofertă, mai e un lucru la care trebuie să te gândești, anume care e bariera de intrare în domeniul în care vrei să intri, adică cât de ușor se ajunge acolo. Pentru că tu poate ești foarte bun la ceva, dar e destul de ușor să ajungi bun la acest lucru. Sau chiar dacă nu e așa de ușor, e foarte accesibil, sunt foarte mulți oameni care fac asta. De exemplu, în gamingul profesionist, chiar dacă poate e foarte greu să ajungi să fii foarte bun la a juca Dota, sunt copii peste tot în lumea asta și adolescenți care se joacă și care sunt foarte buni la asta. Și atunci tu, ca să ajungi un gamer profesionist care câștigă turnee, te bați cu toți ceilalți. În schimb, în programare, bariera de intrare e mult mai ridicată, e mult mai greu să ajungi un programator bun. Pentru că chiar dacă internetul e plin de informații despre cum să programezi, ele nu sunt ușor de înțeles și atunci ai mult mai puțini oameni cu care concurezi. Pentru că majoritatea ce fac? De exemplu, utilizatorii noștri WellCode fac câteva lecții și după aia ajung la un concept greu. Și atunci încep să zică că e prea greu, că nu e pentru ei și renunță și ei pierd din minte toate beneficiile pe care le-ar avea. Nu mai contează că ar avea un salariu mare, nu contează că ar face lucruri interesante, că ar face lucruri pentru mulți alți oameni și că ar avea un impact. Și ei pur și simplu renunță și asta face ca bariera de intrare să fie mult mai grea, să-ți fie mult mai greu să intri pe piața de muncă. Și atunci, de fiecare dată când te lovești de ceva greu, e important ca tu să gândești diferit de cum gândesc majoritatea oamenilor. Adică dacă majoritatea oamenilor a renunțat, tu să continui să persiști. Și acum hai să adunăm lucrurile astea două și să tragem o concluzie. Deci, în primul rând, trebuie să existe cerere pentru lucrurile pe care le oferi tu, pentru abilitățile pe care le ai, pentru că dacă ești foarte bun la trage cu arcul, probabil că nu o să te angajeze nimeni să tragi cu arcul după oameni. Și pe lângă asta, mai trebuie să fie și bariera de intrare să fie destul de ridicată, adică să concurezi cu cât mai puțin oameni pe postul pe care vrei tu să lucrezi. Și asta
se întâmplă și într-un domeniu specific, adică să zicem că ai ales programarea, dar și aici sunt mai multe nivele. De exemplu, o programare web poate știe mai multă lume sau e mai multă lume care se descurcă să instaleze un WordPress, dar în schimb sunt foarte puțini oameni care știu inteligența artificială, care au gândirea suficient de dezvoltată încât să rezolve probleme grele și să revoluționeze lumea. Și tu vrei să fii cât mai sus, adică de preferabil ar fi să îți dezvolți gândirea foarte bine, să fii la un nivel cât mai avansat și să lucrezi pe probleme grele care să aibă impact asupra câtor mai mulți oameni. Îți doresc să ai multă putere de muncă în săptămâna care urmează, să faci cât mai multe lecții de pe WellCode și să ajungi un programator de top. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai subscribe și spune-le și prietenilor tăi despre noi în cazul în care ei vor să învețe programare.